a murit Andrei Gheorghe. A murit Andrei Gheorghe. Un telefon la 112 a anunțat moartea fostului prezentator, de numai 56 de ani. Apelul a fost dat la ora 22.15. Poliția a oferit primele informații oficiale despre decesul lui Andrei Gheorghe, ce anunță autoritățile. Între 1991-1993, a fost reporter special la Radio Constana, i-a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Ski Constana, 1993-1996, Videomania, vineri 13. Pro-FM București, 1996 la 2002.Midnight Killer 13 la 14, Ilanul Celebriciunilor la Pro-TV. În 2002-2003 realizează la Antena 1 emisiunea Gheorghe Irea, emisiunea 13 la 14 cu Andrei, mai întâi la Radio 21. Apoi în perioada 2005 la 2006, la Radio Total. A avut un rol secundar în filmele Amenal lui Costa Gavras, Tinere FR Tinerie al lui Francis Ford Coppola, film aflat în faza de preproducție. I-a colaborat cu Paraschi pentru albumul Irefutabil. În 2004 este consilier media și realizator de emisiuni, Politica, Frate. I-am o tire pentru tine, la Realitatea TV. A scris la Academia ca Avencui în ghidul 24 fan. În afară de realizarea de emisiuni radio și TV, a deinut funcții de conducere la posturile unde a lucrat. Director general al Radio Ski Constana și Pro-FM București, director de programe al Trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 București. În 2006, în colecția Ego Publicistic de la Poliroma a apărut volumul Midnight Killer, Banalitatea s-a născut la ora, în soaiti de un CD audio. În 2004 a devenit consilier media sublinierei realizator de emisiuni, Politic, Frate. Sublinierei am o subliniere tire pentru tine, la Realitatea TV, post cu care a încheiat colaborarea în mai 2008. A scris la Academia Cacaven cu sublinierei în ghidul 24 fan. În afară de realizarea de emisiuni radio subliniere ITV, a deținut funcții de conducere la posturile unde a lucrat, director de programe la Radio Ski Constanța subliniere I Pro-FM București subliniere T, director de programe al Trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 București subliniere T. La 16 martie 2009 a revenit în trustul Realitatea Cacaventu, unde a fost realizatorul emisiunii cu Gheorghe sublinierei Mihaiu de la Radio Guerilla. Din septembrie 2009, timp de 3 luni, a fost moderatorul unui reality show românesc difuzat la postul TV Canal de Retecici în Panama. La 4 ianuarie 2010, Andrei Gheorghe a preluat funcția de consilier al ministrului finanțelor, Sebastian Veledescu, fiind responsabil cu coordonarea departamentului de comunicare.
a ocupat acest post până la 26 februarie 2010, când ministerul Finanțelor a încetat relațiile contractuale cu acesta. A realizat emisiunea Clubul de Poker la postul Prima TV în România, septembrie-decembrie 2010, sublinierei salutare națiune pe canalul Prime în Republica Moldova, și sublinierei nu, 2010-2011. În cursul anului 2012 a realizat emisiunea Interviu Oameni sublinierei Oameni la postul de Money Channel.